Astăzi, 1 aprilie, v-am promis că vă aduc invitați unul și unul, deci nu v-am dat țeapă. Chiar vorbeam cu colegii în pauză și mă gândeam ce țepe să dăm, că tot se poartă pe calea de 1 aprilie. Și am convenit că facem o comandă destul de șmecheră la Glovo, luăm de mâncare pentru toți ascultătorii Radio Trenet și nu plătim. Așa că trimiteți-ne mesaje cu ce vreți să mâncați și noi promitem că nu plătim. Glumesc, băi, nu să nu începeți cu de-astea. Anyway, l-am avut pe Mircea Matei în prima oră și jumătate, am mixat, am povestit, slavă Domnului că aici a vorbit cu Mircea, aici a ascultat la el, îi mulțumim frumos că a venit, vorba aia, omul a venit din timpul lui liber, adică nu e ca și cum a venit la program, pentru asta îl apreciem, dar a venit rândul unui alt DJ, new entry la noi în emisiune, deși suntem de 14 ani, e bine că mai descoperim oameni faini și vă mulțumesc tuturor celor care ne ascultați și care ne-ați făcut 2 ani la rând radioul numărul 1 online din România, iar emisiunea noastră a câștigat 2 ani la rând. Poți să-mi dai puțin, că nu pot să nu mă laud, știi că suntem, și poți să vii și tu, domnul Noris, întotdeauna ne vom lăuda, suntem mândri de treaba asta. Premiul întâi la băieți Ilie Moromete. Uitați, cea mai bună emisiune de noapte cu DJ Set, DJ Adrian Șaguna și atât. Și Noris Gabriel, îi mulțumim frumos. Noris, care a mixat în weekend la Iași, avem aici, dăm voie puțin, și cel mai bun radio online. Și mai avem chestia, te rog să o dai oamenilor, pentru că dă la mână, că zici că suntem Real Madrid, uite, numai trofei avem. Avem așa. Am emoții, că eu n-am luat niciodată un premiu și de asta vă dați seama că sunt foarte mândru. Pune asta, că vreau să-mi faci o poză, te rog frumos, și dau tag, îți promit, dar fă-mi o poză, stai. Las puțin, scuze-mă puțin, sic, te rog. Problema. Așa suntem noi, ne lăudăm. Deci, așa cum v-am spus, pentru simplu fapt că ați intrat mereu pe www.radiotrenet.ro. Fie ale Raluca, fie al lui Răzvan, fie al lui Stamatescu, fie al lui Cucu și Furma în vedetele postului, cum îmi place să le spun, fie ale subsemnatului Adrian Șaguna, a.k.a. eu și DJ Noris, suntem number one și cred că asta ne face să fim din ce în ce mai motivați și mai puternici. Gata despre noi, bună și bine ai revenit pe la noi, ai venit pe la noi. Bine v-am găsit. Pentru cine nu te cunoaște, tu ești DJ Sick. Sick, da. O să te rog să stai mai la microfon. Sick, nu ești bolnav, nu? Nu, absolut deloc. Eu așa m-am gândit, zic, mă, ce boală avea băiatul, suferă undeva de... Din fericire pentru mine, chiar. Foarte bine, că uite, la ce trebuie. Prima audiție te gândești în română DJ bolnavul. Te duci spre da, asta. Da, tu ești bolnav de muzică, deci... Pot spune că da, adică chiar da. Domnule Sic, dacă toți suntem aici în zona asta de comparații și jocuri de cuvinte, de câți ani v-ați îmbolnăvit cu muzica? Sincer să fiu, depinde, 2012 mai exact. 2012, suntem în 2024, 24. Ai 12 ani, nu? Da, mai activ, mai inactiv, cumva, e, dar cumva toți avem perioade. A fost prima experiență mea la București DJ Contest. Când? În 2012. Ok. Era organizată, dacă nu mă înșel, de Moonsound atunci. Oh, domnul Moonsound, felicitări, da, am fost la el. În centru vechi. Am fost sâmbătă pe capul lui la rooftop. Felipe, da. Da. Felicitări, bă! Am fost coleg acolo cu Rem, cu... Rem, da. Avgo. Avgo, frumos. Am fost în aceeași generație, ca să zic așa. Ulterior, ușor, ușor, am început să-mi intru pic în mână, să zic, în ale DJing, sau cum să-i spun. Ai dat drumul și tu la talent? Da. Pe românești. Bun. Activ, să zic așa, de acum 3 ani de zile, de când am și dat drumul cu încă 2 prieteni ai mei la... Solas Experience. Ok. Trebuie să ne povestești. Am văzut că sunteți activ, faceți petreceri faine. Da. Nu am apucat să ajung pe la voi, că s-au suprapus și cu ale mele, dar haideți să începem un pic despre... Am văzut că este și colegul și prietenul tău cu noi în această seară. Salutăm. Ce se întâmplă acolo? Ce se întâmplă acolo? E o idee a unor trei băieți. Vă strângeți. Ne strângem și punem muzică. Și pe lângă punem muzică, încercăm să aducem în piața muzicală din România, nu? Melodic techno. Are cumva pe piața din România, din punctul nostru de vedere, cumva lipsește, adică nu sunt foarte mulți. Păi de ce lipsește? DJ. Nu au românii curaj să mixeze sau să asculte? Nu au, doar că cumva piața sau cluburile sau petrecerile strict pe partea de melodic techno cumva au lipsit din piața românească în ultimul câțiva ani. Ok. Tocmai de asta cumva ne-am gândit să începem noi să facem asta. Bun. Vine lumea la... Vine.
vine lumea și cumva se creează o comunitate. S-a creat o comunitate de oameni care vin după noi și Solas pentru noi. Experience. Solas Experience. Ca să știm să caute oamenii acolo. Solas Experience, da? Vin oameni și chiar feedback-ul e unul foarte pozitiv și foarte bun, pentru că... Aveți locații random sau una și bună? Avem locații random. Colaborăm cu mai multe locații din București, unde am și pus muzică cu toții și unde ne-am mișcat și de acolo am crescut ușor. Ok. Și pregătim pentru anul ăsta lucruri bune. Lucruri bune, haideți să lăudăm și pe prietenul tău. A mixat în deschidere la... Da, a mixat în deschidere la Adana Twins. Bun! Bravo! La Mission, în weekend. Ok. Da. Cealaltă parte, să zic, Solas Experience. Băieții se numesc Solas. Ok. Iar ei doi au mixat, da, la Mission, în deschiderea la Dana Twins. Băi, felicitări, așteptăm și pe ei da. În viitorul care va să vie. A fost o senzație. Bun, ai terminat în 2012, ai luat, ai câte acel concurs, ai câștigat sau ce s-a întâmplat? N-am câștigat. Dar ai ajuns. Am câștigat alții. A câștigat alții, dar pentru tine a fost o experiență și în prezent te afli în spatele butoanelor, ceea ce e bine, nu ești în fața pupitrului. Da. Unde ai început, practic, să mixezi? Am început și eu, să zic, ca toți ceilalți, în centrul vechi. Păi uite, eu n-am început în centrul vechi. Marea majoritate a oamenilor care s-au învârtit în jurul meu. În centrul vechi ai început să dai în ele pe românești. Da. Ok. După care? După care? Anii au trecut. Anii au trecut și a început nebunia cu Solas Experience. Ți-ai dat tu seama că nu merge să stai prea mult rezident? Nu neapărat, doar că nu simțeam să mai fac asta. Cumva... Nu că nu satisfăceam oamenii, doar că nu simțeam că nu pot să mai livrez fix ce era nevoie pentru oameni pe partea de toate cele. Dar nu te mai identificai. Da, nu mai simțeam ok. Și am zis, bă... Ok, ai făcut switch-ul, te-ai dus spre zona de tehnotec, melodic, da, organic, deci probabil că ai avut o perioadă de tranziție de... Da, un timp, până m-am liniștit un pic să văd de care căutări. E locul. De căutări, da. Ce definește muzica asta în opinia ta? Cum o definești și cum o aplici publicului român? Cumva e muzică de feeling, adică cumva să faci omul să simte ce pui tu, adică dacă tu te simți bine pe ce faci și cu ce faci, cu siguranță și omul se va simți bine. Dar românii se distrează pe zona asta? Hai mă că e frumoasă, nu mai zici. Uitam la o DJ-ță din Ucraina și Noris mi-a spus că nu este pe placul lui, însă credeți-mă că este. Avem cum să punem pe... N-avem, mamă, deci am găsit o DJ-ță din Ucraina foarte frumoasă. Are... O cheamă, nu știu, că e... Luca Șova. Dacă n-ați auzit de ea, intrați foarte frumoasă și mixează mișto. Kind of Music, copy-paste. Ok, scuză-mă. Nu-i problemă. Zim de români dacă se distrează pe muzica asta. Se distrează și cumva au început să înțeleagă treaba asta și cumva și toată influența de afară venită în ultimul timp de la Elofas, Adriatic, da. Alții cumva... au devenit mult mai cunoscută muzica și încât oamenii să o cunoască și să poată să simtă, să se distreze pe muzica asta. Asta e bine și faptul că sunteți deschizători de drumuri și aduceți trenduri muzicale noi în România, cum spunea Mircea Matei, loc pentru toată lumea în piață. Cu siguranță. Când vorbim despre SIC, ce gânduri muzicale ne încearcă și unde ne ducem cu gândul? Ne ducem cu gândul spre ceva organic, ceva organic. Păi, dar definește și nou organicul ăsta, pentru că mulți poate nu știu sau nu înțeleg etimologia acestui cuvânt, organic. Cum ne spui tu, cu cuvintele tale, evident? Organic. Când spui organic? Am gândit-o și se spunea, bă, tu pui cam tribale. Și zic, mă, tribale, zic, ce să mă tribale? Zic, că nu m-am dus în timp. Mor, când am asta cu tribale, mor. Zic, unde mă duc, că nu tribale și nu le-am luat de nicăieri, adică nu... Țaca-țaca. Cumva muzica încât să te facă să te miști un pic mai mult. Să nu te mai miști în centru vechi din șolduri pe alte genuri. Să te poți mișca mai lejer pe ceva mai de calitate. Ok. Dar organic înseamnă că vine din interior spre exterior? Era întrebare. Bă, nu vreau să te închid, dar la noi, la Radio Trilin, mai auzi și chestii de-astea mai deep. Mai deep un pic așa. Da. Organicul pleacă din interior spre exterior? Cred că da. Aici e vorba și de vorba de tine care retransmiți starea la pupitru. Da. Cine te inspiră în zona asta? Nu vreau să zic Kind of Music pentru că nu... Ba da, adică de ce? Adică și Kind of Music, ba da, ba da, jos pentru jos pe lângă. Brand, să zic așa, Kind of Music, adică cam toți DJ-ii pe care mi-au auzit în ultimul timp se inspiră Kind of Music și merg în direcția, dar... bravo lor că au devenit o muză. Da, nu e un lucru rău. Ok. Dar cine te inspiră, totuși? Așa... Sincer să fiu, ce-mi place foarte mult și îmi place să ascult și cumva mă apropie cât de cât de el este Livaca. Ok.
pe acolo, Mojo. Da. Cam mai e latura de artiști pe care... N-ai gusturile, ai pedigree muzical. Rămână. Altă muzică asculti în afară de asta? Da, Melodic Techno. Melodic Techno, adică tot acolo e. Tot acolo. Oricum mai dau tot bubuială. Tot bubuială. Alte hobby-uri, pasiuni mai ai în afară de muzică? Mai există și alte pasiuni, unul dintre ele separat de... Dă-l mai spre microfon, te rog. Așa? Separat de ce ține de muzică, cumva în paralel, de vreo 13 ani de zile merg pe partea de organizate evenimente. Ok. Adică cam asta mie și de zi cu zi, să zic. Și nunți? Orice, nu? Orice. Ai vreun brand? S-a mai dus un pic de partea cu... Ai vreun brand? Nu e chiar al meu brandul, okay, dar am crescut cu el, Yes Events, da. Mișto. Practic voi organizați orice fel de eveniment, da. O luați de la zero și îl duceți până la... Da. Atunci când luați 10. Felicitări chiar. Am înțeles, deci te ocupi și de evenimente. Altă pasiune de-a ta este tot în zona de DJing, de music. Dar totuși, pasiuni, hobby-uri, pardon, în afară de muzică, că acum trebuie să te întreb, mai separat de atât. Da, zic, timpul liber îl ocup cu alte lucruri, mai ales cu lemne. Azi, lemne? Da. Băi, da, da. Și pasiunea mea de mic copil, cumva să-mi vin, cumva relaxarea trebuie să vină de undeva, pe lângă muzica. Păi cum, stai puțin, faci chestii în lemn? Da. Mai foarte exact, chestii tari. Cu rășine epoxidică. Mamă. Adică chestii de genul ăsta. Păi nu ne faci și nouă masă, te am ceva pe stoc, dacă vrei, vă trimis și vedeți. Deci faci mobilă. Nu chiar mobilier, da, hai să numim mobilier, măsuță de cafea pentru liber. Păi, dacă ești în zona asta, uite, mi-a venit ideea să te întreb o chestie acum. O să fii foarte pregătit. Uite, a intrat bine și piesa asta. Cât de lemn ți se pare, domne, muzica românească? De lemn? Da. Și ca să fac o comparație cu lemnul pe care l-aș folosi eu, să zic așa, ca și esență. Urma să te întreb asta, da, hai. Hai să zic că merge un pic spre tei, așa un pic. Teiul fiind o esență destul de moale, dar ușor de prelucrat. Ok. Dar dacă ar fi să compari un gen muzical, uite, afro, că tot vorbeai, da, de el, cu ce tip de lemn l-ai compara? Cu nucul. Nucul. De ce? Pentru că e o esență destul de tare și cumva trebuie să fii și tu un pic tare ca DJ să poți să livrezi asta. De exemplu, manelele, cu ce lemn le asimila? Dar nu este, bro, este despre fan aici, Caterin, că l-am cu Dudu nostru românesc. Cu Dudu, ce nori? Stai puțin. Prunul m-aș duce în zona de muzică prunul, populară. Da. Dar face o țuică acolo, la manele nu prea bei țuică. O dai pe altele. Prea, eu n-am văzut să bea țuică, știu, de la un prieten, m-am dat de gol, nu de la mine. Se îmbină lemnul cu muzica? Oarecum. Pe ce muzică bocăni? Nu prea bocăni, că nu reușesc să ascult muzică când bocăni. Știi să bați toaca? În lemn? Nu. Asta mi se pare operă, să știi. Dar mă, nu mai râde. Deci Noris este foarte entuziasmat, a avut la ea și a venit cu un vibe bun acolo de la... Cum? Da? Taca. Este incredibil cum acei distinși domni de pe la mănăstiri și biserici reușesc să bată toaca, dar cu un ritm mi se pare incredibil. Da, e ceva wow. Da. Nu e de acolo. Tu știi să bați toaca? Că tu bați doar mingea și țurca. Revenim la invitatul nostru. Producții muzicale aveți? Pe stoc? Pe stoc eu personal nu. Solas Experience, da. Solas Experience, da. Deci voi sunteți acolo, o brigadă frumoasă, care creșteți organic, că tot vorbeai, da. Și care livrați muzică și voi bună. Eu asta am înțeles. Cum te găsim pe social media? Sick Music Ro pe Instagram, Marius Calițescu pe Facebook. Deci, YouTube, dar YouTube-ul încă e în creștere. E în creștere. Da. La final de interviu, așa cum am obișnuit ascultătorii și invitații, avem o întrebare. Pe Mircea Matei l-am întrebat în primul podcast, deci să nu se supere că e în stânga mea, respectiv eu în dreapta lui, deci e de rău. Ai în fața ta trei borcane, unul este cu talent, unul cu relații și altul cu muncă. Cum le mixezi? Munca, ok. Îl combinăm cu talentul. Așa. Ulterior putem să livrăm și niște relații. Eu cred că este o combinație sănătoasă. Nu știu ce șansă are, sincer, de reușită, dar le-ai așezat bine. Eu zic că ar avea
cumva nu poți ajunge să ai relații, dacă zici, sau pile, cum spunem noi, dacă dar, nu muncești un pic. Știi că mai sunt și mulți care vin cu pile, dar n-au o zi de muncă sau o zi de talent. O zi de talent. Nu au un strop de talent. Excepții. Nu sunt cam mari excepții de ziorari? Cam multe, pardon. El există, da. În sfârșit, te deschizi așa spre final de interviu. Spune-ne puțin ce planuri ai de viitor, unde te găsim, dacă ai ceva confirmat. Următoarea perioadă o să ne axăm tot pe Solas. Okay. O să începem de pe 1 mai, de la Tuzla. La Tuzla, frumos! Da, deci vă bateți cu litoralul puternic. Da, ne deschidem cu Tuzla pe 1 mai și ulterior... cursul anului, diferite evenimente, încercăm să facem DJ de afară. Mă întreabă ascultătorii dacă dați și voi ceva de la obra asta. Faceți un giveaway, ceva? Deci facem pe Solas Experience, care, Instagram, Solas intrăm Instagram, acolo și... Da. Ce faceți? Fiecare petrecere, găsiți câte un giveaway și ceva. Aveți vreo nume confirmat sau nu se poate? Sunt. Ceva nume. Și când aflăm? În următoarea perioadă. În următoare. Unul deja cred că s-a și confirmat dacă am dat drumul la postarea pentru 1 mai de la Tuzla. A pus deja? Da. Poți să ne spui sau? Are un nume pic mai greu să ți-l pronunț. Dar să... Hai să silabe și pe silabe. Gorhe. Cum? Gorhe. Gorhe, da? Ewic. Da. Bun. Bun. Bun rău și producției bombă rău. Da. Bun. E fix pe zona voastră. Da. A mai fost pe la noi, dacă nu mă știu, nu? A fost, nu? A mai fost pe la noi, da. Că l-am tot văzut pe la Napoli. Îți mulțumim foarte frumos că ai ales calea adevărului Radio 3. Și eu vă mulțumesc pentru... Îți mulțumim tare mult și îți urăm succes, atât ție cât și băieților de la Solas Experience. În această seară nu am de ce să mai mulțumesc. Nu am, deci băieții au venit cu ale lor, dar îi mulțumim lui Mike Vokin sau DJ Highway pentru că ne ajută întotdeauna necondiționat, adică este alături de noi din punct de vedere tehnic. Îl lăsăm să mixeze, credeți-mă, pune foarte fain și muzica lui în general este cam în trend pe afară și începe să-și facă loc și pe la noi în România. Mulțumim Mircea Matei, îți mulțumim ție, domnule Sic. Noi, Nori, să-ți mulțumesc și ție frumos. Mâine mai avem doi invitați, poți să-mi spui? Nu știi, nu? Anunțăm pe Instagram mâine. Îmi place să-l pun pe Nori așa în impas. Pentru evenimente private, nu-ți cum e private, să căutați Noris Gabriel. Glumesc, mă, că s-a făcut mare DJ de club acum. Vă mulțumesc frumos că ați fost alături de noi. Vă urez o seară la fel de minunată precum voi. Lăsăm pe domnul Sic să mixeze și nu uitați, Radio 3.0 la un click distanță de informație, muzică și bun gust.